Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre mărimi direct sau invers proporționale, și anume stabilirea proporționalității directe sau inverse între două mărimi și rezolvarea de probleme. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! Iar el este fratele lui Mihai. Mihai are ziua de naștere mâine. Lui Mihai îi plac foarte mult machetele de mașinuță. Andrei se gândește să-i cumpere de ziua lui. Caută pe internet și află faptul că 3 machete o să-l coste 52 de lei și 50 de bani. Se întreabă oare 5 machete de același tip cât o să mă coste? Ne aducem aminte faptul că 2 mărimi se află în proporționalitate directă dacă una dintre ele crește sau scade de un număr de ori, atunci și cealaltă crește sau scade de același număr de ori. Deci, mărimile 3 și 5 se află în proporționalitate directă cu numerele 52,50 respectiv X, unde cu X am notat prețul pentru 5 machete de mașină. Dacă numărul de machete de mașină care vrem să-l cumpărăm este mai mare, atunci automat și prețul care trebuie plătit este mai mare. Deci aceste numere se află în proporționalitate directă. Dacă numerele se află în proporționalitate directă, putem să scriem un șir de rapoarte egale, și anume 3 supra 52,5 este egal cu 5 supra x. Scoatem x-ul din această proporție și obținem x egal cu 52,5 înmulțit cu 5, totul supra 3. Simplificăm 52,5 cu 3 și obținem x egal cu 17,5 ori 5, adică x egal cu 87,5, 87 de lei și 50 de bani. Atât o să-l coste pe Andrei cele 5 mașinuțe. Andrei vrea să meargă la librărie pentru a cumpăra aceste mașini. Andrei vrea să meargă la librărie pentru a cumpăra mașinuțele pentru Mihai. Știe că de acasă până la librărie, cu viteza de 4 km pe oră, dacă merge pe jos, îi ia o jumătate de oră. Se gândește dacă merg cu bicicleta și am o viteză constantă de 20 de km pe oră, în cât timp voi ajunge? Știm că două mărimi se află în proporționalitate inversă dacă una dintre ele crește de un număr de ori și cealaltă scade de același număr de ori. Sau dacă prima mărime scade de un număr de ori, iar cealaltă crește de același număr de ori. De asemenea, știm că distanța este egală cu viteză ori timp. Distanța de la librărie până acasă este aceea, sau de acasă până la librărie este aceeași. Dacă Mihai merge cu bicicleta, atunci viteza de deplasare va fi mai mare, iar timpul se va micșora de același număr de ori. Înseamnă că viteza și timpul, cele două mărimi, se află în proporționalitate inversă. Deci dacă Mihai merge cu 4 km pe oră, ajunge la librărie într-o jumătate de oră. Dacă se deplasează cu 20 de km pe oră cu ajutorul bicicletei, atunci să zicem că ajunge în Y ore la librărie. Aceste mărimi, ziceam că se află în proporționalitate inversă. Deci 4 și 20 se află în proporționalitate inversă
cu mărimile 1 pe 2, respectiv y. Asta știm că putem să scriem un șir de produse egale, deci 4 ori 1 pe 2 este egal cu 20 ori y. Dacă simplificăm 4 cu 2 ne dă 2 egal cu 20 ori y, de unde y este egal cu 2 supra 20, simplificat 1 pe 10 sau egal cu 0,1 ore. Deci înseamnă că Mihai, dacă merge cu bicicleta, va face până la librărie 0,1 ore. Deci 1 pe 10 dintr-o oră, asta înseamnă 6 minute, practic. Vă propun spre rezolvare următoarele probleme. Andrei are doar 75 de lei. Oare câte mașinuțe poate să cumpere de acești bani, știind că 3 machete costă 52 de lei și 50 de bani? Dar dacă Andrei se hotărăște să meargă cu trotineta și știe că de acasă până la librărie face 10 minute, care este viteza medie de deplasare a lui Andrei cu trotineta? Vă doresc succes în continuare și vă mulțumesc pentru atenție!